67,5% dintre sindicaliști susțin declanșarea grevei generale în învățământ. Ce informații ne dați în acest sens? Deci, la nivel național, atât Federația Spiroaret, cât și FSLI-ul au făcut un referendum, cum ar veni, în care au întrebat membrii de sindicat dacă ceea ce doresc, măsurile pe care să le întreprindem anul viitor. Și în acest sens, 67,5% dintre colegii intervievați au susținut declanșarea grevei generale în învățământ. Pe scurt, pot să vă zic că au fost peste 32.000 de angajați din învățământ care au răspuns la chestionar. 77,8% pot să vă zic dintre respondenți au fost de acord cu programarea și încheierea situației școlare de semestru întâi. 67% dintre colegii noștri au susținut declanșarea grevei generale începând cu 10 ianuarie. 40,8% dintre colegi se gândesc să schimbe locul de muncă și să se angajeze în alte domenii. Iar alte 32.000 de angajați din învățământ care au răspuns la întrebările pe care federațiile le-au pus. Cei mai mulți dintre aceștia sunt cadre didactice, aproape 90 ceva la sută dintre cei intervievați au fost cadre didactice. În ceea ce privește categoria de vârstă a celor intervievați, cei mai mulți dintre cei chestionați sunt de categoria de vârstă 40-49 de ani. Asta însemnând vreo 41% dintre cei intervievați, urmat de categoria de vârstă 55-59 de ani și cei din categoria 30-39 de ani. Iar dacă colegii au fost totodată acest referent a fost și întrebat în ce zonă predau, 41% dintre respondenți au spus că sunt în orașe și municipii reședință de județ, cu peste 50.000 de locuitori plus municipiul București. Ați avut și o grevă japoneză? S-a rezolvat ceva? Păi am avut și o grevă înainte, că știți că pe primul plan pentru noi efectiv sunt și salariul, dar și elevul care nu trebuie efectiv prejudiciat de a fi obturat, cum ar veni spus, de procesul educațional. Am hotărât ca în intervalul 20-23 decembrie, la nivel național, atât cât și membrii de sindicata din Maramureș și a Federației Spiroaret, am fost într-o grevă japoneză, ca urmare a faptului că proiectul de buget de anul viitor, în care angajații din sistem trebuia să primească ceea ce li s-a promis, adică 16%, actualul guvern ne-au promis doar 4% creșterea salarială. Acțiunea a fost în toate unitățile școlare din Maramureș, unde Federația Sindicatul Spiroaret Maramureș are reprezentanți.